Domnule, să veniți cu un capătă. nou live pe Facebook de data aceasta. Vezi că puțin facem un live, suntem de la Vocea Armatei, de la postul de radio online al Ministerului Apărării. Avem și pagina de Facebook, acum suntem live acolo. Alături de mine este domnul Corbe, de care sunt de acolo. Da, șeful centrului de cercetare și apărare și din cadrul agenției de cercetare tehnică și tehnologie militare și am plăcerea să vă prezint câte ceva din realizările noastre, o parte din preocupările trecute și o parte din preocupările viitoare. Nu știu cu ce să încep, o să încep cu ceva aproape în zona operațională. Este un costum de protecție CBRN cu stres termic redus, dar acum la vedere nu pare așa, nu pare destul de jos, vă garantez eu că este în testare la operațională. Asta vreau să vă întreb, înseamnă că nu s-a implementat. Nu este în testare operațională și avem un semn bun, nu ne l-au dat înapoi. Deci înseamnă că... Este un semn bun? Da, pentru că dacă ne dăm înapoi, înseamnă că nu e bun de nimic. Așa înseamnă că au nevoie și eu să folosesc. Probabil că cu toții știm acel vechi costum cu nasturi aceia care de avion se... Dacă costumul este ok, nu știu, poate mai schimbăm ca un camuflajul, că este modelul vechi. Aici ceva mai vechi este un sistem de detecție exploziv și substanțe toxice de luptă. E un sistem autonom, un roboțel, se deplasează în zona în care avem un coleg suspect și deschide instrumentele pentru detecție exploziv și substanțe toxice. Că e telecomandat? Este un pic telecomandat, aici are și cameră video, are și lumină, are și semnalizare. Singura chestie care mai trebuie să lucrăm un pic e vorba de gabarit, e un proiect mai vechi al nostru, sperăm să-l reluăm și să-l reducem, folosim componente mai mici, imprimante 3D și așa mai departe. Asta e de viitor. Domnule colonel, vreau să vă întreb despre un subiect care a mai apărut prin presă, da, dar mie mi se pare extraordinar. Această lovitură termobarică, lovitura termobarică, anul ăsta vreau să facem un meniu complet de lovituri termobarice. Avem în dezvoltare, vrem să finalizăm pentru partea de AGI, care a fost testată anul trecut la 5, cu rezultate extraordinare, pentru că imagine nu redau ceea ce s-a întâmplat. Deci AGI... imaginea de aici prezintă testele. Avem și niște teste, exact, există și pe site-ul Ministerului Apărării, pe partea de presă, există un filmuleț cu testele de la 5, cu care se văd efectele loviturii. Este vorba de partea de AGI. Dezvoltăm partea de AG9, deja avem un prototip care l-am testat și cu rezultate extraordinare, o precizie ne mai folosită. Ne avem în vedere și lovituri un pic mai puțin letale, de 40-46, 40-47 și 122 aruncături de proiectile reactive, așa fel încât să extindem un pic gama. Puteți să-mi spunem câteva detalii în ceea ce efectul la țintă? Ce se întâmplă? Pot să zic că este foarte greu să prezentăm efectul la țintă în câmp deschis, pentru că sistemul care acționează este de fapt o presiune, suprapresiune. Deci, practic, îi place foarte mult în spațiu închis. Aici, de exemplu, și-ar face de cap. În afară, este greu să faci o comparație clară între un așa. De altă parte, există tot felul de teorii, e o lovitură de viitor, controversată, ce-i drept, dar care poate să-ți asigure o supremație, supremația în zonele urbane, cel puțin, fără niciun fel de problemă. Deci efectul este în interior. Da, în interior. Deci n-ai vrea, pentru că nu te poți proteja. În interior poți să ai vestă anti-glow, poți să ai orice, nu scap, poți să fii ascuns, ea stă și după colț, te ia de ori. Deci în aceasta constă beneficiile. Da, termen de beneficii. Mă rog, dar beneficiile pentru cel care atacă, să spunem așa. Da, îți oferă un oarecare avantaj. Da. Vesta pentru femei, un produs destul de popularizat. Pentru femei, deci este pentru personalul feminin. Suntem, acum au apărut și alte țări, s-au luat după noi, cred că au citit articolele din Vice. Noi am fost primii care am vrut să protezăm, să ne-am gândit la personal feminin din armată, chiar dacă nu reprezintă o pondere extraordinară, dar cred că e importantă și am vrut să asigurăm forma anatomică, specifică femeilor și în cazul vestelor. Este în testare, este realizat, avem un prototip, laptop este ok, este ușoară. Camera și domnule, vă așteptăm pentru formare.
Se produse câteva produse de astea specifice, nespectaculoase. Multă lume și aduce aminte de celebrul PDI, de pachete de contabilizare individuală. Noi, exact, noi l-am înlocuit cu așa numitul TD, avem deja transfer tehnologic, este prim, cred că unul dintre puține produse care la ora actuală se găsește în transfer tehnologic, un agent economic îl va fabrica și îl vom la Ministerul Apărării. În rest, tubușoarele indicatoare, pe care le facem hârtii indicatoare, sunt absolut foarte simple, dar cu ce zic, încă eficiente. Domnul colonel, există un interes extraordinar la industriei românești pentru produsul ruptura termopaie. Deci suntem purtați cam toți agenții economici. Încă mai sunt probleme, încă mai sunt probleme legate de partea de transfer. Noi sperăm că dacă industria va reveni la Ministerul Apărării, probabil anumite asperități vor fi nivelate și vom putea să vedem rezultatele cercetării și în dotarea. Domnule și domnilor, așadar, Centrul de Cercetare Științifică lucrează din greu. Iată câte proiecte importante sunt aici în primă de sfârșitare. Deci, la mulțumesc pentru asta. Deci, oricând, aștept la asta. Până vineri, așadar, vă găsim. Sigur că da, și mai pot să vezi și autovehiculele noastre. Sunt expuse, avem o mașină de transport, materiale periculoase și o specială simplă și de intervenție de CPN. Băieții sunt acolo, te așteaptă. Până vineri, așadar, dacă vreți să aflați mai multe despre acest centru de cercetare al armatei, îi găsiți aici cu un stand alături de domnul colonel care comandă acest centru. Vă mulțumim încă o dată, amunarea.